Nu sunt gata să fiu răpit de un monstru al lunii. Nu încă, cel puțin. Despre asta vroiam să te întrebăm. L-ai văzut pe spiritul ăsta care te-a răpit? N-am văzut niciun spirit. Am simțit doar ceva în mine, ca și cum aș fi fost posedat. M-a forțat să merg spre munte. Am încercat să lupt cu el, dar nu puteam să-mi controlez membrele. Aproape că mă dusese într-o peșteră. M-am uitat la lună și am crezut că o să fie ultima dată. Dar apoi a început să răsare soarele și am reușit să-mi recapăt controlul. Și am fugit de pe muntele la cât am putut de repede. De ce ar vrea un spirit să ducă oamenii pe munte? Oh, nu! Chiar am auzit oameni strigând sub munte. Sătenii care au dispărut sunt încă acolo. Îi aud! De aici! Simți puterea care ți-o inspiră luna plină? De generații întregi binecuvântează stăpânii apei cu strălucirea ei, permițându-ne să facem lucruri incredibile. Nu m-am simțit niciodată mai puternică. Asta e locul. Nu văd nimic înăuntru. De aceea mă aveți pe mine. Să mergem! Salvați! Nu știam că spiritele fac astfel de închisori. Cine v-a adus aici? N-a fost un spirit. A fost o vrăjitoare. O vrăjitoare? Ce vrei să spui? Pare să fie o bătrână obișnuită, dar controlează oamenii ca un păpușar malefic. Hama! Da! Hagita! Știam eu că e ceva ciudat la ea. Trebuie să oprim pe Hama. Îi scot eu pe oameni de aici. Voi duceți-vă. Ce am să-ți arăt acum, am descoperit în acea închisoare mizerabilă a poporului focului. Gardienii aveau grijă să țină departe de noi orice sursă de apă. Pompau înăuntru aer uscat, iar închisoarea era suspendată în aer. Înainte să ne dea să bem apă, ne legau de mâini și de picioare ca să nu ne folosim puterile. Orice semn de împotrivire era răsplătit cu pedepse crunte.